Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. Punctul PI. Invitatul meu din această seară este domnul Doru Brătulescu, administratorul agenției Turism Briant și cred că este una dintre cele mai potrivite persoane care ar putea să ne ofere în această seară lămuriri cu ce se va întâmpla în perioada următoare. Bună seara, domnule Brătulescu, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, bine te-a regăsit pe tine, colegii tăi, și multă sănătate și bună seara tuturor buzoienilor. Domnul Brătulescu, se relaxează măsurile de sărbători? Nu se relaxează? Cum petrecem? De Revelion, de Crăciun? Ce ne spuneți? N-aveau cum să lase totuși chestia asta așa de încuiată, ca să zic așa, pentru cei care organizează sărbătorile astea de an. Toți stăteau într-un fel de stand-by, toți așteptau, nu știau să facă pachete, nu știau nimic ce trebuie să fac în continuare, pentru că nu aveau un canal, nu aveau un tunel, cum zic eu. Și ne consultau și pe noi, majoritatea structurilor de primire, adică hotelierii, eu știu, restaurantele, cabanele, ne consultau cam ce semnale sunt. Și, de fapt, nu aveam semnale. Ce semnale să le dăm dacă toată lumea tot așa nu știa ce are de făcut? Să se ducă la unde, la un hotel, să ducă într-o stațiune, să ducă undeva anume. Și solicitările erau pentru ceva separat, ceva aparte. Adică, domnule, vreau o cabană, dar numai eu să fiu acolo cu familia, cu nașul, cu nașia, cu fina, cu finul, cu cotețul, cu pisica, nu știu eu ce. Deci, toată lumea era într-o chestie de așteptare. Pentru că și hârmălaia asta politică, care a fost lupta asta, bătălia pe scaune, era clară treaba că nu se știa cât va dura. Până nu și-au împărțit acolo mălaiul, banii, funcțiile și mai știu eu ce. Atunci trebuia să fac o chestiune, mai ales că s-anunțase un fel de grevă fiscală la Horeca. Și atunci, probabil că și asta a fost un semn mare de întrebare. Era vorba chiar să fie, deci deja să lansase în data de, vom avea așa, vom face așa. Deja apăreau fel de controverse vis-a-vis de unul și de altul. De ce ăla așa, de ce ăla așa, de ce ăla vaccinatul are voie, de ce ăla nevaccinatul nu are voie. Deci nimeni nu putea să dea o lămurire clară și toată lumea s-a așteptat să apară iar omul ăla vizibil, era să zic invizibil, să zică, domnule, la 12 noaptea nu mai zboară avion. Cum mi s-a întâmplat, de fapt. Și mi s-a întâmplat destul de, adică, câteva ori în care pierderile au fost exagerat de mari, plus cei care trebuiau să plece să ajungă la servicii în afară și-au pierdut servicii, și-au pierdut slujba și nimeni n-a fost acționat în vreun fel. Și chiar dacă era acționat în fel anume sau mai știu ce tot, degeaba, pentru că dacă mingea e la mine, nu-i gol. Considerați că relaxarea aceasta a fost făcută la presiune? Sigur. Sigur, nu avea altfel cum. Deci nu se putea. Și acum, deci sunt controverse chiar între cei trei. Pentru că unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. A trebuit să vină cineva ca să dea o lămurire cu toate că nici asta nu știu cât de corectă este sau cât de clară. Am văzut astăzi că au apărut niște chestiuni vis-a-vis de cei care vin de afară încoace. Foarte mulți trebuia să intre în carantină și atunci iar se bloca la matinelă. Deci unii anunțau că vin, unii anunțau că nu vin și noi ne uităm pe zboruri. Ne uităm pe zboruri și în funcție de preț vedem care este fluctuația, vedem care este fluiditatea de colo-colo sau mai știu ce și atunci ne dăm seama cam ce se întâmplă. Și cum sunt prețurile acum? Deci, adică astăzi, ce s-a întâmplat cu prețurile astăzi? Deocamdată nu putem să vizualizăm toate destinațiile, pentru că nu, practic nu ne interesează decât în momentul când suntem solicitați. Doamne, vreau să zbor nu știu unde, dar prețurile de aici încolo sunt foarte mici. Prețurile de acolo încoace sunt mari. Și atunci noi vedem cam cum se manifestă după 1 ianuarie 2. Deci până pe 15 ianuarie e destul de ridicat prețul la plecare. Deci de București, alte destinații. Deci este destul de ridicat. Însemn că vin. Deci de venit veneau. Indiferent de situație, cu ce, cum și în ce fel. Și probabil că, ca să nu zic invazie, venirea asta masivă de afară probabil că a creat anumite probleme celor care se așteptau la altceva.
Domnule Brătulescu, pentru relaxarea din vară am plătit prețul în toamnă, când Da, și valul acum o să fie 4... în ianuarie prețul. Asta vreau să vă întreb. Vom plăti prețul acestei relaxări? Eu zic că da, în vedere că deja e planificată. Deci toată lumea ne-a comunicat toate. Mas media a zis, domnule, ianuarie 15-20, ianuarie, eu știu, 30 ianuarie. Deci e o chestiune care va veni valul 5. Bine că n-a spus și ora și ziua. Asta da. E ca veștile acelea despre sfârșitul lumii, dar trecem mai departe. Da. Astăzi v-au trecut mai mulți clienți pragul? Azi au venit destul de mulți, în sensul că chiar și pe avioane, chiar și pe pachetele de servicii. Bineînțeles, după 15-20 ianuarie încolo, chiar și până în august 2022. Au venit cu vouchere de vacanță, au venit cu tichete, au venit cu bani, pentru că se apropie 31 decembrie și până la 31 decembrie reducerile sunt destul de mari, destul de mari. În jur de 35-40% unii, 30-35%, adică pleacă de la, hai să zicem așa, între 20-40%. După care vor urma, desigur, alte reduceri în ianuarie și alte reduceri în februarie și, pe urmă, cred că la martie se stagnează, adică va intra în prețul normal, care o să fie tot timpul, începând din martie încolo, până la intrarea în stațiune. Și de asta zic, nu prea ai cum să oprești sau cum să dai la o parte anumite chestiuni de genul ăsta, pentru că nu se duc numai la... Au un concediu care trebuie să și-l petreacă, au un concediu care trebuie să odihnească, au încă după un an de zile de muncă, indiferent că e bugetar, indiferent că e privat. În schimb, se introduce teama asta, dom'le, că n-am cartea verde, că n-am nu știu ce, certificatul verde, pardon, că n-am nu-s vaccinat, că nu știu ce. Și acum s-a făcut o chestiune clară care iar va da, va ridica o ștachetă la niște bani de ăștia care se vor cântări la testări. Deci, cu testarea poți să faci ce vrei. Adică testarea te scoate din carantină, testarea te face și dacă ești vaccinat și dacă nu ești vaccinat. O să vorbim și despre testarea. Aș vrea să vorbim un pic despre prețurile pachetelor de sărbători. Vor fi mai mici, vor fi mai mari? Nu, sunt destul de mari. Cei care și-au permis să le facă, probabil că știu că va veni un pic de să zicem, relaxare și aș trebui să le facă. Adică sunt pachete de 3.000, 4.000... Cele din țară? Din țară. Că s-a ajuns chiar și la 5.000 de lei de persoană. Adică, ca să fie un ban vechi, 50.000 de lei de persoană. Foarte mult, mi se Foarte pare. Foarte mult. Așa, cu o chestie de-asta, ca să zic, ușurică, așa. Dacă ești din... Dacă te duci în 5.000 de lei, e bine. De familie? De familie. Dar sunt pachete de 4, 3.000, 4.000, 5.000 de persoane. Aleg românii... Ca dovadă că făcând pachetul ăsta, deci au avut solicitări. Asta vreau să spun. Sunt solicitări. Aleg românii varianta de sărbători în țară, varianta de sărbători păi în străinătate. Deocamdată, având în vedere temerea asta care a fost, vis-a-vis de, am zis, de ce cer celelalte țări, e și normal ca să faci un pachet în așa fel încât să-ți convină ție. Știind că românul n-avea unde să ducă. Ei, acum s-ar putea ca de mâine, să zice, mai ales că noi unde intram ne trebuia... Dau un exemplu. Dacă mergi în Anglia, te testezi aici, chiar acceptă chiar cu antigenul, deci un test care costă mai puțin. Da, testul rapid. Te programezi acolo la două teste pe care le plătești de aici. Testul de a doua zi și de a opta zi. Afară de faptul că trebuie să completezi un formular PLF, cum îi zicem noi, pentru că pe ăsta îl consider normal, completarea acestui formular, care trebuia făcut din toate timpurile. Și atunci, testul de afară din Anglia, am văzut că majoritatea care pleacă, dau exemplu la englejeștea, la rude, li se plătește de acolo testul de a doua zi și de a opta zi. Nu e chiar așa de ieftin. Poate să fie 70-80, am văzut și de 120 de lire un test acolo. Deci pe undeva s-a introdus testarea asta, chiar dacă nu se știe cât de corectă este sau cât de corecte sunt minunile astea, instrumentele astea care testează. Am înțeles astăzi că unele sunt, unele nu sunt.
Și aici este o chestie de comun acord, deci nu numai pentru noi, și pentru alte țări. Și de aia s-au ființat centre și centre în Buzău, care au venit unii de nu știu pe unde, au închiriat o, eu știu, o sală, două, pe acolo două camere și au zis, domnule, laborator de analize. În realitate, laboratorul ăla numai laborator nu este. Te duci, îți bagă alea în trompă pe acolo, te scubește sau scuipi nu știu ce, sau mai știu ce faci, le trimite pe la București. De fapt, acolo toată șmecheria. Și ți le trimite pe ăsta PCR-ul, cum zic ăștia, PCR-ul. Așa zice, domnule, unde fac și-o PCR-ul? PCR-ul durează, ți-l dă a doua zi, deci ca dovadă că nu-i laborator. Așa? Și ăla antigenul e exact ca și cum te duci tu la farmacie, un test de la dai 10 lei pe el sau câte 12-13 lei și ți-l faci. Că acum sunt teste, două teste și pentru salivă și pentru nazal. Și stai și gândești că ce laboratoare au luat ființă de doare cap. Sunt pitite pe toate cotlanele pe Buzău și la bani, nene, se stă la coadă. Și sunt grupuri, grupulețe, știi? Și nu discută. La PCR-ul ăla nu discută fără, eu știu, 200 de lei, 250 de lei. Și omul dă săracul. Omul dă pentru că care a fost nenorocirea de 32 de ani? El a plecat după ce? A plecat să muncească undeva, să aducă niște bani aici. Niște bani pe care și împart alții. Și este nevoie să plece, e nevoie să ducă la serviciu, sau e nevoie să vină să-și vadă familia sau ce-a mai rămas din familie. Și deci toată treaba se face tot pe bietul român, pe bietul om. Pentru că n-ai să vezi tu unul de ăsta care pleacă în delegat sau mai știu ce să-și plătească testul PCR sau mai știu ce să-și plătească. Nu își plătește nimic. Și atunci, deci toată treaba s-a degeneralizat. Separându-se pe o singură persoană, care cine? E românul ăla care pleacă afară sau care vine de afară. Cel care pleacă e clar de ce pleacă, cel care vine e clar de ce vine. Cel care vine la familie și vede ce e aici, începe să închine, se uită la prețuri, adică e o chestie exagerată, este pur și simplu, a depășit orice limită. Și atunci, când pleacă, zice, domnule, nu mai mă întorc. Și noi vorbim între noi, turoperatorii toți din țară și ne dăm seama despre ce se întâmplă, știm foarte bine care e situația, nu ne-a băgat nimeni în seamă. De exemplu, ni s-au promis niște bani pe, din partea comunității europene, ba pe Horeca, ba pe agențiile de turism, dar formularistica a fost atât de stufoasă și s-au dat și niște bani la idești, cam 1.200, 1.500 de euro să-i facă formularistica aia. Și pe ultima sută zice, domnule, stai puțin că îți trebuie și un cont. Și ca să deschid contul ăla, iar alte formulare, alte treburi, alte parole, alte... Tot așa să te tergivezi, să... Bă, hai că ți-i dau, ca și cum ți-ar cere, eu știu, copilul, dar vreau o sumă de bani mai mare. Tot întârzi, bă, poate se răzgândește, poate nu se răzgândește, știi? Până la urmă, ce, băi, firme, trebuie să-i dau. E, aici nu e, poate tot. Și a tras de timp. Părerea mea, de ce s-a tras de timp? E o părere personală. Deci nu trebuie luată în considerare. Deci toată treaba asta a început din 2020. Granturile europene pentru agenții și pentru Horeca. Formularistica a fost aia. La granturi europene spunea, domnule, că agenții trebuie să mai funcționeze 2 ani cu aceia salariați. N-am primit niciun ban până acum. Eu unul n-am primit. Da. Și am făcut printre... Deci în primul sfert, de s-a dat drumul la ora 10 la platformă. Am reușit în primul sfert de oră să mă înscriu și eram deja 8.000, 9.000, 10.000, nu știu. Deci într-un sfert de oră nici nu era timp fizic să scrii cifra asta de 10.000. Și atunci e clar că a fost o plezneală, ceva s-a întâmplat, cineva a umblat la prostii, la... Da. Și s-au repezit mulți. Bun. În condiții în care trebuia să aplici aceste reguli, păi cine a rezistat de atunci până acum? Agențiile mici nu. Astea intermediare n-au avut cum să reziste, pentru că n-au avut cu ce, cum și în ce fel. Poate cele organizatoare, în sfârșit, că au mai fost derulări pe Africa Centrală, grupuri de-astea au fost pe
Dubai, pe Egipt. Dar cât să plece dintr-o țară? Nu, dar cât s-a organizat și cât să plece. Tot aia care au bani. Că îți dai seama un program, dau exemplu pe coasta de est a Americii și coasta de vest. Deci, care apreți cele două oceane, cine poate să plece două săptămâni la ce bani? Și atunci au picat foarte multe. Deci e normal că nu o să mai ia bani atâta timp cât s-au desființat. Care stau, nu mai au, cum să țină o salariație dacă avea și el acolo câțiva salariați? Și de asta zic, pe undeva e păcat că se procedează și se procedează în continuare așa. E păcat că nu se ține cont, pentru că, indiferent, de, într-adevăr, bugetarul are treaba lui și culoarul lui, la privatul are un culoar mult mai mare, mult mai serios. Deci ăla nu stă cu mâna întinsă, la dă. Și stă cu banii în mână când se duce să plătească impozitul. Deci nu s-a ținut cont de IMM-urile astea. Și astea au pompat în buget 70%, Mirela. De 70%. Ceva, nu știu, vrea distrugerea lor. E foarte simplu, da, domnule, dă o dispoziție, domnule, numai. Dar, vezi tu, aici nu se poate face mare lucru, având în vedere că marii privați se pupă cu statul. Deci au afaceri oneroase cu statul. Și atunci e clar că e vorba de parandărătul ăla, e clar că e vorba de alte și alte chestii. Ca să auzi după aceea că, ba, că a fost un fel de păcăleală. Da, exemplu, că acum nu mai e Exifarma, ce a putut să facă atâția ani de zile și multe, sunt multe, 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 care e o listă întreagă. Noi o avem și putem să o și propovăduim, ca să zic așa. Dar nu s-a ținut cont. În sfârșit, fiecare, de-aia ți-a spus, 3 luni de zile s-au ciorovăit pe funcții. Pe funcții, pe scaun, de fapt s-au ciorovăit pentru bani, tată. Deci nu pentru altceva. Și ce s-a întâmplat în 3 luni de zile, 4 sau în 2 ani, ultimii 2 ani, dar mă duc mai încolo, cu cei privați? Nimic. N-au fost ajutați absolut deloc. Deci, și după părerea mea, iar eu părerea, dar din câte știu și sunt informat de treaba asta, a fost singura țară care nu s-a uitat la sectorul privat. Sub niciun aspect. Deci singura țară din Comunitatea Europeană. Pentru că noi, având un operator străin cu care lucrăm, deci ăștia sunt partenerii noștri. Sunt din Anglia, sunt din Grecia, sunt din Turcia, sunt din Italia, o grămadă. Corect, și aveți posibilitatea să vă informați. Și noi vorbim, ce faceți voi pe acolo? Cum e? Și zice, domnule, noi am primit atât. Adică asume. Și am dat un exemplu tot la tine aici, ce a făcut un mare tur operator, poate cel mai mare din Europa, unde acționarul principal a fost rus. S-a dus frumos la guvernul german, a spus, nene, eu îmi retrag tot ce am aici. Și a doua zi a primit o grămadă de bani, o grămadă mare, mare, mare. Deci, pentru că a putut să vorbească, pentru că a avut un reprezentant, pentru că ceva, la noi nu. Eu nu știu cine ne reprezintă, că îi schimbă ca pe Batiste, bine, nu mai sunt Batiste, să zic șervețele. Și nu mai zic că nu mi-a dat nimeni niciun telefon, bă, dacă mai trăiești. În schimb, am primit notificări. Dacă ai un leu de plată, primești notificări una peste alta. Nu întrebăm și noi în ce condiții, poate ne dă și noi, eu știu, ceva acolo, ca să, când vara noi consumăm curent, că merge aerul condiționat non-stop. Iarna consumăm curent, că dai drumul la lumină la ora 4-5. Gaze nu mai vorbesc, consumăm mai mult iarna. Și trebuie și noi, bă, nene, avem și noi vreo șopârlă pe acolo, ne dai și un chil de gaz mai ieftin, știi? Da. Scrii degeaba, scrii. Sunt disensiuni printre bănci, am înțeles acum. Noi am avut ceva probleme, s-au rezolvat, dar încep să, cumva, de la 1 februarie să aplice alte reguli care nu ne convin. Și atunci stai și gândești, bă, nene, cine are grijă, nu de amărâți, grijă de sectorul privat. Cum are grijă de sectorul privat? În ce fel? Pentru că alte chestiuni, da, se măresc salariile, sunt de acord, și eu sunt de acord. Nene, păi la cum au crescut prețurile, nu știu cât s-ar putea mări salariile să acopere acestea. Nu e vorba de mărirea salariilor.
Al măresc. Dar de ce mai... Măcar lasă-mă să nu plătesc impozit la ce majorez. Dacă îi majorez la un salariu, dau exemplu cu 100 de lei, nu, lasă-mă un pic fără impozitul ăla sau fă-mi ceva. Că sunt chestiuni care le auzi, sunt chiar și hilare. Deci pentru o perioadă de nu știu câte luni facem așa. Bă, nene, păi stai puțin, în lunile alea, cu ce mă avantajează pe mine? Sau altă treabă, vom plafona prețurile. Pe cum să plafonez prețul la 7 lei și ceva kilolitru de combustibil? Cum să plafonez la 0,70 ceva kilovatoră? Deci nu e normal. Deci pui probleme și nu. Dar oricum n-ai cu ce plângi. Îți convine bine, noi mergem mai departe, la război ca la război, știi? Cam în felul ăsta. Și nu ar fi numai această situație. Este situația celor care, în turism vorbesc, care sunt... Deci situația structurilor de primire. Ăștia n-au avut nene cu ce să-și mai tragă vopsea pe perete, să mai aibă grijă de locația aia, să mai nu știu ce. El a întrerupt curentul, clar, s-a dus, din doi pași deja a rămas numai unul, dacă e și ăla, cerceafurile alelalte nu mai l-a dus la conservare, că nu poți să le ții în hotel, că e briza aia marină care e sărată și le face varză. Deci sunt niște chestii și care se vor întâlni la anul. Deci astea vor fi la anul. Deci cine n-a avut un ban din urmă, se pare că nu prea au avut, n-au cum să treacă până toate etapele astea de conservare a unui hotel. Pentru că conservarea unui hotel costă destul de mult și se face în etape. Și chiar dacă ai hotelul tău, toate astea care le iei, le duci undeva, închiriezi un spațiu unde e cald. Sau dacă n-ai tu, dar n-ai cum să ai, și atunci le duci în niște magazine de astea specializate. Și acolo normal că l-ați achirie. Și nu s-a pus problema de... Deci s-au lansat tot cei care au venit din urmă cu bani, au stat cu geamantanele de bani și au cumpărat anumite locații care o să le dezvolte, pentru că sunt ținute de afară. Apar fel de fel de, ca să zic, super prăvălii de astea mari în centrele orașelor. Eu știu și slavă Domnului, zic pe undeva că am fost, tot am fost plecat. Păi ca să ajungi la un supermarket de ăsta trebuia să mergi cu autobuzul din oraș până la el cam 40 de minute, o chiar o oră. Toate erau scoase în afara orașului. Toate. Te duceai la... Mi-aduc aminte unde? În Newcastle. Nici n-am mai prins autobuzul la întoarcere. Că n-am putut să mai fac... Deci mergeai o oră cu autobuzul. Deci de aici la noi toate prăvălirile erau făcute în centru. Pentru ce? Terenul. Terenul, tată. Și de asta probabil că au și încercat, sau dacă nu ar fi și reușit până în anumite situații, să împiedice Horeca, să o țină pe loc. Pentru că marile restaurante, marile hoteluri sunt în centrele orașului și el n-avea nevoie de hotelul ăla, știi, avea nevoie de terenul ăla. Pentru că terenul normal avea și parcare și alea erau pe centru pe acolo. Și cunosc foarte mulți care au vrut să înstrăineze, sunt și la noi, și atunci ceva s-a urmărit. Pentru că undeva se pare că se discută despre noi în alte părți. Și asta e chestie foarte gravă. Considerați că se vor menține restricțiile impuse prin certificatul verde? Cu alte cuvinte, considerați că în continuare vom avea nevoie de vaccin, de demonstrarea faptului că am trecut prin boală și așa mai departe, ca să putem intra în anumite locații? Aveam noi o vorbă, până nu ne văd ăștia în conserve, nu s-a lasă. Deci, treaba care e, eu zic că se va generaliza, adică va fi un fel de vaccin anual, care îl va înlocui pe la gripal. Și îl vor face oamenii? Pentru că sunt destul de mulți reticenți. La un moment dat va fi o chestiune de genul ăsta. Nu îl vei face, te vei testa. Și la un moment dat stai și calculez ce mă costă. Ori vaccinul, ori testarea. Că testarea nu poți să ți-o facă ăla că dai tu din... Ești, arăți bine, decât... Bine, da, acum haideți să recunoaștem, pentru că am fost în Brașov, am fost în Constanța, am fost în Buzău, am fost în nenumărate locații în mall-uri, da? Îți scanează într-adevăr respectivul certificat, dar nu stă nimeni să vadă nici măcar dacă e sexul bun, adică să nu te duci cu un certificat de bărbat și tu să fii femeie. Asta am vrut să scot în evidență. Omul se comportă tot ca și cum ar fi normal. El consideră o normalitate. Deci dacă m-am vaccinat, n-are rost să mai
port masca sau mai știu eu ce, decât doar să mă apăr de la care nu-i vaccinat, că așa-i se impune, așa-i se spune. Dacă nu-ți vaccinat, mă testez sau mai știu eu ce. Nu-mi dă voie să mă duc în prăvălia lui Popescu, mă duc în prăvălia lui Ionescu. Și chestiunea este deja, deci dezbinarea exista în țară. Deci existau foarte multe forme de ură. Multe. Exista ura celor plecați, celor de afară, împotriva celor care au rămas aici. Exista ura celor de afară împotriva celor care conduceau țara aici. Existau, de-aia probabil s-au făcut și alegerile cum s-au făcut. Ura bugetarilor, ura celor de la privat, privat împotriva bugetarilor, ura, da? Ura, și bugetarii între ei, că și acolo sunt funcționari publici, nu știu de care, și acolo e o belea mare. Deci existau câteva milioane de forme de ură. E, numai pe asta nu aveam pe cap, chestia asta cu vaccinații, nevaccinații, asta e cea mai dură. Pentru că vezi ce se întâmplă în comunitatea europeană, vezi câte scandaluri sunt, câte manifestări sunt, câte manifestații sunt, câte lupte de stradă până la urmă, dacă e să o luăm așa. Și stau și mă gândesc atunci, hai, ne gândim și noi, 1.400.000.000 de oameni, COVID-0, China. Corect. Corect? Africa, verde. Și ăla vine din Africa, nu? Dar Africa e verde. Deci, nu numai eu mă întreb. Și nu suntem noi aia super deștepți. Dar e o întrebare simplă. Și atunci, care e problema? De ce mă întâlnesc eu cu tine să discutăm la ceas de seară? Niște întâlniri grele acum, care se poartă. Niște discuții. S-a acționat în judecată, OMS-ul, s-a acționat în judecată. Și aici umblă un avocat, strânge semnături. Deci toate astea e un fel de bombardare de asta de colo până acolo. Și atunci omul de rând nu mai interesează. Nici dacă nu-i primit în prăvălie, nici dacă nu-i primit. Interesează pe ăla care are ceva bani. Și ceva care are, conștiința lui spune, de exemplu, să nu se vaccineze. Pe ăla îl interesează. Spune, stai puțin, eu nu vreau, de ce, cum și în ce fel, ăla vaccinatul. Stai puțin, asta de ce nu vrea și eu a trebuit să fac. Și aici e problema foarte serioasă. Deci nu e de glumit. Chiar dacă se încearcă, când mă uitam, a apărut aseară un nene care caută să vorbească românească, românește numai pe la jumate, așa, și era ca un miel blând, deci se întâmplase ceva. Deci îi părea rău de ce spune, adică de dezlegările astea la fapte, ca să nu zic dezlegări la alte chestii. Și părea rău, adică, cum să spun eu, sunt situații când dacă te duci să faci control la un medic și ăla nu-ți găsește nimic, doctorul ăla nu-i bun, ești pornit împotriva lui, adică, domne, cam așa făcea ăsta vrea să spună că n-ai nimic, cu toate că aveai ceva, știi, exact cum a scris pe un certificat medical că e sănătos sau... Deci, mă uitam și nu venea să cred. Deci, ceva se întâmplă pe undeva, adică așa acolo s-au început să împartă, că n-ai să vezi între ăștia care conduc trei formațiuni că se pupă unul cu altul, sub nicio formă. Chiar dacă se pupă, stă cu cuțitul la spate, știi, stai să ne pupăm un pic, dar te împinge, știi. E, problema asta este. Și atunci, degeaba vorbim noi vis-a-vis de... Că nu mai suntem o populație, deci nu mai suntem un popor, nație nici atât. Și fiecare acum și-a luat-o pe cont propriu. Știi? Și-a luat-o așa și de una în alta. Tur operatorii noștri care au văzut că în sfârșit ne dă și nouă voie, de la 30 la 50 de locuri, de la nu știu cât, la ce oră. Acum ei lucrează febril, lucrează toată noaptea asta, mâine vin cu pachete, păi mine așa, dar e foarte târziu. Atenție ce spun, e foarte târziu. Este târziu pentru oamenii care ar alege acum, în câteva zile, să petreacă, să-și facă planuri pentru sărbători? Nu, e târziu pentru că deja suntem în 7-8 decembrie. 8 decembrie, corect. Nu, omul își planifică și când se taie porcul și ce să-i facă. Și așa și cu porcul ăsta o grămadă de versuri au și de povești. Așa, ce să facă copiii când au vacanță, cum, în ce fel. Pe 24 decembrie. Deci, domnule, îți dai seama... Și marea întrebare care și-o pun toți, oare nu va veni ceva poi mâine? Dacă nu vine mâine? Păi dacă poi mâine este 15 ianuarie... Nu, am dat aleatoriu cu poi mâine. Poate pe 18, pe 19. Da. Eu știu, a zis să năzare la unul că nu știu ce s-a întâmplat, i-a căzut musca în cap. Stai puțin așa.
Poți să știi de ce. Pentru că niciodată n-a fost o chestiune, domnule, care să țină de cap-coadă. Deci de 2 ani de zile nu a fost o hotărâre cap-coadă. Și bun, și chiar dacă s-au luat anumite hotărâri, toate au fost contestate, toate au fost câștigate. Degeaba ai purta mască că nu trebuia să o porți, degeaba așa că nu trebuia. Deci degeaba ai făcut că nu trebuia să faci. Degeaba te-au amendat că așa, nu trebuia. Deci degeaba ai făcut că nu trebuia să faci. Și atunci ce se mai creadă? Urcare. Credeți că de mâine, de luni încolo, vor începe românii să caute pachete turistice, să vină, să se intereseze? Să... Nu, a intervenit și teama asta. Că, vezi că e o chestiune... Da, domne, ne-a dat drumul. Dar de ce a zis că în ianuarie vine valul 5? Aha, deci dacă ne ducem toți acum, ne pupăm toți pe acolo pe unde ne ducem, înseamnă că e clar că valul 5 trebuie să vină. Și încă un aspect. E o chestie clară, deci e lămurită pentru unii. Mai sunt oamenii dispuși să scoată cu atâta ușurință bani din buzunar sau de pe card în condițiile în care se bate toba atât cu valul 5? Mirela, ce se întâmplă? Care au banii, îi scot. Pentru că se pare că pe undeva, în anumit segment de populație, are ceva bani. Calculează și tu două salarii, ce înseamnă două salarii, să dau un exemplu de o jumătate de miliard vechi. Hai să nu zic o jumătate, un sfert. Și ăștia sunt bani. Sunt bani. Și vezi că se umblă și la niște nenorociri de-astea urâte, ca să zic așa. Vin cei de afară. O să scadă euro. Deja e pe 49 acolo, 1-2. După 15 ianuarie stăm de vorbă, dacă ai timp, și spun eu cam cât va fi euro. Pentru că a început deja să stocheze. Și stochează cine? Cel care are bani. Cum ți-am dat exemplu. Exemplu. Și să știe cine are bani. Bun. Deci e ăla care semnează, e 8 decembrie și e ăla care semnează un ștat de plată, înțelegi, în anumite... 4,91, da, ziceți. Da, da. Cât va fi pe 15 ianuarie? Începe să crească ușor. Pentru că așa se întâmplă. Va scădea iar de Paște, după Paște iar crește, va scădea iar în august, după august iar crește și asta e fluctuația. Și noi intrăm pe burse, pe bursa de la Hong Kong, de la Tokyo, asta e cea mai relevantă, cea de la Tokyo. Și intrăm pe bursă și vedem care e fluctuația. Nu e. Aici totul e... De-aia probabil că un guvernator stă pe viață într-un scaun. Nu știu dacă nu s-o fi tot ce scaunul ăla. Sau dacă mai are... De-aia sunt anumiți oameni care nu pot fi schimbați. Și asta nu că n-ar vrea și ei. Eu părerea mea că la un dat și el zice, stai bă, m-am plictisit. Nu. Stai acolo. Acolo trebuie să stai. Da, domnule, dar nu mai pot. Nu, stai acolo. E, cam asta e situația. Și se duce pe toată treaba asta să disipează pe mai multe căi. Nu numai sectorul privat și sectorul buget. Vorbesc de chestia de valută. De ce crezi tu că în octombrie, dau un exemplu, se fac toate diligențele pentru rate, pentru mai știu ce, pentru... În octombrie se aranjează. Pentru că atunci e zidicat. Ștacheta. Și toate treburile astea se fac cu cap. Nu le facem noi. Sigur. Că n-avea nici cine să le fac. Că ce s-a perindat pe acolo, pe sus, nici n-are rost să mai discutăm. Dar astăzi dimineața, nu știu când auzeam la aparatul meu de radio din baie, care... De vreo sute de ori am vrut să-l arunc, dar mă opresc. O comparație între cel care răspunde de digitalizare din Republica Moldova. Adică nici nu-ți venea să crezi, e printre primii 10 oameni ai lumii considerați. Și, câte știe să facă, sau de 15 ani lucrează numai pe chestia asta. Și mă gândeam așa, zic, bă, stai puțin, unde l-a găsit pe ăsta? A fost pitit? Știi? La noi nu trebuie să fii pitit, la noi trebuie să faci pe statuia, trebuie să... Să ne interesăm, poate da. Avea vreun frate să-l aducem și pe la noi prin România. Și de asta spun vis-a-vis de asta. Și atunci, dacă noi doi ne certăm câteodată, tot degeaba că... Da. Și... problema este cu totul și cu totul alta.
Românul va pleca indiferent de situație. Deci vom vedea din nou pârtiile pline. Deci românul va pleca indiferent de situație, că e restricție, că nu e restricție, că pleacă cu mâncarea în portbagaj, că pleacă cu trenul, că pleacă cu pe jos, cu bicicleta, va pleca. Pentru că se vor găsi soluții, le găsește românul soluții, adică românul va găsi soluția, nu le găsesc ăștia. Ca să fie și în rândul lumii, să fie în rând cu ceilalți. Chiar dacă dă la 100 de milioane pe 3 zile de vacanță, dă și el acolo 1 milion să ducă 3 zile, indiferent unde se duce. Și, deci mișcare va fi. Mișcare va fi pentru că mai ales că zice, bă, nu e restricționat. Așa muzica cu el acolo în mașină sau mai știu pe unde se duce. Și va pleca. Și va căuta și el anumite, cum am zis de multe ori, că Marea Neagră îi spală pe toți. Și pe aia care beau șampania cu roaba și pe ăla care bea țuica care o are în buzunar de acasă. Și atunci nu mai va fi o diferență de asta de nu știu ce. În schimb, vezi tu că când pleacă, spun eu că n-o să aibă, eu știu unde pleacă acolo, n-o să aibă șampania în roabă sau lift cu aer condiționat. Să duce acolo tot cu mâinile goale. Știi? Vor fi mai precauți acum cei care organizează aceste pachete? Și mai e o situație. Cei care organizează nu vor fi precauți când au de ce. Precauți poate la mâncare. Vor fi verificări. Vor fi verificări pe treaba asta. Nu va fi verificare să vină la mine la masă, îmi ceară la, eu știu, certificatul verde sau dacă... Atunci te uiți pe masă, cam ce ai, știi, și te lipsești de ele. Și vor fi verificări, probabil, pe chestia asta de bucătăreală. Vor fi verificări, probabil, la intrare anumite chestii de igienizare. Dar cei care pleacă pe contul lor și pe barba lui, n-are ce să-i verifice. Nu există verificator în situația asta, ca să mă exprim ca o chestie de asta de a verifica. Nu. A plecat frumos, orică mașină, hai Leanu, hai Vasile, hai să mergem și plecăm, vedem. Și se oprește, nene, ai pe acolo vreo cameră, ceva, gata. Și nu numai asta, și cel care primește e bucuros, pentru că e vorba de un bănuț care îl câștigă. E vorba de îl ajută și pe el acolo la o factură, la, eu știu, la curent, la apă, la gaze, care... Și s-ar putea ca pe ultima sută să plece. Deci, eu părerea mea că explozia va fi un pic după Crăciun. Explozia de plecări sau da, de cazuri? Da, de plecări. Nu, de cazuri nu vorbim. Că nu știu, cazurile astea, că va fi explozie, că nu va fi explozie. Când ajungi să zici la popă de un doctor, e clar, e lămurită treaba. Deci nu e... Așa că situația este că a început să obișnuiască. Știi? Adică nu o să mai scarpină cu mâna, pe spate, când are râie, se duce la ușă, știi? Știi? Se dă cu spate. Așa că a început să obișnuiască ca nu știu cine cu scânteia. E un moment acum să relansăm, să redresăm turismul românesc în condițiile în care oamenii zic, domnule, mai bine merg aici în România decât să risc să plec în afară și cine știe ce se mai întâmplă pe acolo? A apărut din nou Ministerul Turismului. După părerea mea, promovare, o promovare cât de cât a fost făcută, poate mulți o să râdă, dar fără să vrea ea, ministru Elena Udrea. Deci fără să vrea, ea a vrut, eu știu, altceva. Dar a apărut atunci o mulțime de broșuri, o mulțime de CD-uri și acum am o grămadă de CD-uri de atunci. Și le-a împrăștiat peste tot. Și se pare că unele au prins. Eu am și acum, cred că mai am vreo 20-40 de CD-uri din timpul ăla și o grămadă de România din Moldova, România din Dobrogea, România din nu știu unde. Cu frunza ei, care normal că s-a uscat. S-a uscat. S-a dat dracu' copa acolo. Deci, promovarea atunci a fost. Zic și eu, că n-am văzut de atunci. De atunci am și eu hărți turistice ale României, hărți nu știu de care, hărți... De ce să zic? Și plus că am hărți făcute pentru județul Buzău într-un număr destul de mare de la Consiliul Județean. De câte ori am strigat sau deschis gura, nu-mi trimitea 10-20, îmi trimitea o ladă, o cutie. Da, pentru că este știut faptul că dumneavoastră sunteți așa. Cel care și aveți deschidere în fața turiștilor. De ce să zic că nu? Și s-au îmbalat, au făcut ceva, mai ales pentru Valea asta Buzorului, care pe mine mă doare, au făcut destul de multe. Președintele Neagu cu echipa lui, cu ce a fost pe acolo, cu primarul lui după acolo, au făcut.
Alte zone nu prea le-am văzut. Adică nu prea l-am văzut cum sunt, pentru că, cinstit, am fost cam conservator, nu m-am deplasat decât pe valea asta, pentru că am scris despre ea. Și am scris eu destul, uite, acum am la tipografie o altă carte despre Valea Buzăului. Chiar ieri am dus-o și mi-a apărut macheta, mi-a apărut toate. Abia așteptăm să... Da. Noi ne-am obișnuit să vă lansăm cărțile aici în studioul Campus TV și abia așteptăm să fie gata. Și de partea asta de care am scris, sunt chiar mândru în sensul că, bă, mâine, dacă înainte ajungeam cu mașina pe asfalt până aproape de... El acum îi zice strada zidului Doamna Neagă. E, acum e asfalt de colo-colo. Deci l-a făcut de la Cezlău ca lumea. Am văzut asfalt până aproape de Mănăstirea Cârnu. Ce să zic? E o chestie. Bravo primarului. Deci poți să calci oriunde vrei, bine, bine mersi, te duci cu mașinuța și vezi și așa. Și ce să spun vis-a-vis de alte zone, ți-am zis că nu le știu pe toate în Buzău, că n-am mai avut când să mai mă duc și să mai... Pentru că a fost și nenorocirea asta cu deplasarea de colo-colo, așteptam în fiecare zi să întâmple ceva, deci în fiecare săptămână, la anumită zi, parcă joia după masă, trebuia să schimbe ceva. De joia seara se schimba ceva. Ba din verde devenea galben, portocaliu, albastru, dragi, nu mai știu ce culori erau. Și eram tot așa cu zic, mamă, iar se anulează cursele de avion, iar le ducem de colo-colo. Avem curse care le-am replanificat pentru 2022. Deci îți dai seama, avem bani, vouchere de-astea de zboruri și acum îi avem stocați. Le spunem, dă-ne, ai valoarea asta. Și azi a venit cineva, zic, uite, aveți aici... Așa. Și tot a fost o chestie de asta. Deci nu a avut cine să dirigeze. Deci n-am avut pe cine să întrebăm. Și chiar dacă trebuia, e normal că nu primeai niciun răspuns. Deci n-am avut un culoar, n-am avut o indicație, n-am nimic, decât restricție, restricție, restricție. Și atunci, băi, și nici asta puse așa la, dacă le citește cineva cu mare atenție, spuse undeva la plezneală, dar se vede că vor sta, măcar să stea așa. Singura chestie care explodează va fi testarea. Și explodează în bani grei. Pentru că o testare de aia nu se justifică. Ascultam astăzi că vor fi testați la nivel de stat și va fi testarea asta, antigenul 50 de lei. E foarte mult. Foarte mult. Testele alea ar trebui să fie 5 lei și cu aia să zică la care se face, mai dai 5 lei. Deci mi se pare destul de mult. Și atunci îi dai din buzunar. Ultima întrebare pentru emisiunea din această seară, pentru că sunt sigură că răspunsul dumneavoastră va fi luat în considerare de foarte mulți dintre oamenii care ne privesc. Unde veți petrece dumneavoastră sărbătorile de iarnă? Pe 31 voi fi la agenție, pentru că sper să avem plecări, ca întotdeauna. Deci noi am avut plecări, a trebuit să fim careva acolo, că primim telefoane. Ba că e prea cald, ba că e apă caldă, ba că a înghețat nasul, ba că nu știu ce, ba că nu i-a dat băutură cât trebuie. Și suntem acolo. O să fiu eu, că restul o să plece. Ai mei pleacă, colo-colo. Am acum un infotrip care... Vezi, sunt agenții care fac niște chestiuni foarte bune. Am un infotrip făcut de un tur operator din București, tur operator mare, cu care ne avem noi bine. Și vreo 7 zile bate toate Turcia aia. Deci duce cu autocarul, duce cu avionul. Și îi plimbă exact în locațiile unde avem noi contracte cu ei. Ajung și la aproape aterizează în Antalya și de acolo preia autocarele și îi duc în Capadocia, îi duc peste tot. Hotelăria aia care este pe coasta de vest a Turciei. Toate stațiunile la Antalya, Belekhe, Mer, Lara, Kundu, Alania în partea asta la altă, până să duc spre capitala Turciei, ajung în Capadocia, acolo cred că o să-i urce și pe baloanele alea, să vagă catacombele alea pe acolo, că ăștia acolo au hoteluri piatră, au hoteluri din piatră, băgate camerele din sfârșit. Bun, de Revelion o să fiți ocupat cu treaba asta. Crăciunul? Crăciunul, stăm cu toată lumea în familie. Acasă. Așa s-a obișnuit. Și atunci obișnuit să mă duc mai departe și să vă întreb unde vă prindeți Sfântul Ion? Să vedem. Renunțați la ideea de Delta, măcar în perioada iernii.
Am colegi care sunt în Delta cu. Eu nu înțeleg, dar e bine. Și spun. Eu nu, în condițiile astea eu nu înțeleg cum de mai sunteți noastră pe aici, dar vom dar vedea. Delta va fi, că am fost și anul ăsta și va fi pentru mine, chiar dacă este distrusă, vorbesc din punct de vedere al faunei și al florei, este distrusă, deci trebuie închisă. Se presupune că se va închide 5 ani. Dar sunt și alte locații, am o grămadă de invitații, să vedem pe unde mă duc, invitații pe afară, dar nu știu cam ce aș vrea să văd afară. O să vedem, că o să ne povestiți cu certitudine. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Și îți mulțumesc pentru invitație și încă o dată multă sănătate tuturor telespectatorilor Campus TV și nu numai. Și sărbători fericite și cu mare drag alături de cei dragi. Ne mai vedem până la sărbători. Doamnelor, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. O seară minunată. Vă doresc, la revedere. Seară mâine, bună seară.